Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre un subiect care nu numai că este foarte interesant, ci este extrem de ofertant. Vorbim despre misiunea omului. Misiunea umană și misiunea divină, pentru că cele două aspecte le vom atinge în seara asta, sau conceptele acestea două, sunt într-adevăr două concepte extrem de profunde. Acestea implică ideea că fiecare individ are o misiune în viață, iar această misiune este legată de scopuri umane și sau de scopuri divine. Invitatele mele de astăzi chiar susțin în această perioadă un program la care particip și eu și care mi-a atras atenția, tocmai de asta sunt acum alături de mine. E un program care se numește În Misiune. Cei care ne urmăresc pe Facebook o să primească toate detaliile acolo. Până una alta vreau să le salut și să îmi exprim bucuria de a le revedea și le avea din nou alături de mine pe Ozana Giușcă și Anișoara Preda. Bine ați venit, doamnelor, și mă bucur tare să vă revăd. Bine ne revedem, mersi de invitație. Au trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut, dar uite, subiectul ăsta ne aduce din nou împreună și e un subiect foarte fain. Vreau să vă întreb, cum v-a venit ideea să faceți o emisiune despre misiunea oricărui om, misiunea omului în general, în viața lui? Cum v-a venit ideea asta? Nu ne-a venit nouă, ci pur și simplu ne-au cerut-o clienții, participanții în diversele programe Be Free, care au înțeles anumite lucruri, care au înțeles că la noi este diferit față de ce se întâmplă pe, aș putea spune, piața de dezvoltare personală și spirituală, și își căutau misiunea și au zis, da, cu misiunea când facem? Chiar am remarcat acest lucru, că abordarea voastră asupra subiectului este chiar una atipică și unică. Adică n-am mai întâlnit felul ăsta de a pune problema până acum la nimeni. Deși am tot citit despre misiunea personală a oamenilor, misiunea personală, umană, spirituală și așa mai departe. Dar felul cum vorbiți voi despre acest subiect este chiar unul extrem de interesant și eu personal nu l-am mai întâlnit. Poate că cei care vor urmări și vor intra în programele voastre și acest program în mod special, poate că au mai auzit, dar nu cred. Păi nu prea aveau cum să audă, pentru că este făcut din experiența mea și a Anișoarei, din drumul parcurs de mine și de Anișoara, care e propriu nouă. Am citit și eu cărți și am fost și eu la programe de să-ți găsești misiune, să-ți faci business bazat pe hobby, pe misiune, dar nu prea sunt rezultate acolo. Îți deschide puțin ochii un astfel de program și mai înțelegi niște una alta, mai pleci cu o întrebare, dar foarte puțini oameni ajung după un astfel de curs în care învață să își găsească misiunea și să-și facă business din hobby-ul lor, chiar să facă pe bune bani consistent, să trăiască din ceea ce învață la acel curs. Și tocmai de aceea am venit și noi cu această abordare care nu are nicio legătură cu toate cursurile respective, că am fost și noi în cursurile alea și n-am obținut mare lucru. Haideți să vă întreb ceva. Chiar fiecare om care vine pe planeta asta vine cu o misiune clară și bine definită? Anișoara. Bună, Gădruța, bună tuturor! Ca să răspund la întrebarea ta, voi spune că eu îmi caut scopul în viață de peste 25 de ani, deci nu este întâmplător că ne aflăm în programul În Misiune și că am intrat pe calea misiunii mele din 2007. Așa am reușit să identific pașii prin studiu și prin practica, efectiv pe mine și pe calea mea. Din studii pe care apoi le-am aplicat, pot spune că, da, fiecare om are propria lui misiune sau propriul lui scop dat de Dumnezeu
În momentul în care venim, ne naștem, ne încarnăm, să-i spunem, pe pământ, venim cu ceva specific, cu un dar al nostru, cu acea unicitate și numai noi putem să exprimăm acel dar în felul nostru unic. Știi ce, la ce mă gândeam acum? Că mare parte din oameni au senzația că au venit aici și că trebuie să facă ceea ce fac în momentul ăsta. Adică merg la serviciu, își întemeiază o familie, își fac o casă și cam atât. Multă lume nu știe care este misiunea, misiunea lui în viață. Atunci, misiunea ei. Da, misiunea ei în viață. Na, și atunci, întrebarea este cum... Ce înseamnă să fii în misiune și cum îți descoperi misiunea proprie, iar după aia o să vă rog să ne povestiți puțin, pentru că e foarte interesantă abordarea, despre misiunea umană și misiunea divină. Voi le-ați luat pe fiecare în parte și ați vorbit despre ele. Vreau să le împărtășim și celor care ne urmăresc în seara asta câte ceva despre acest lucru, sigur vor fi interesați. Deci, Codruța, stai puțin, până când ne pui încă o dată întrebările, una câte una, ca să putem să răspundem, aș vrea să fac o precizare. Pentru că Anișoara a spus că fiecare venim cu un scop bine definit și cu anumite daruri și vreau să fac precizarea că majoritatea oamenilor sunt băgați în niște cutii mari. Adică ești, te duci la școală, înveți să faci, să fii bun la matematică sau la română sau la biologie sau la ce e. Ok, pentru că ești bun la subiectul respectiv sau că îți place nu știu ce, te duci în zona X de carieră. Problema este că sistemul, societatea, părinții, familia, colegii, toată lumea ne bagă în niște cutii, mai mici sau mai mari. Și atâta timp cât tu crezi că ești în cutia respectivă, n-ai cum să îți accepti și să-ți utilizezi darurile cu care ai venit. Pentru că dacă societatea te bagă acolo și tu crezi că ești economist, contabil, avocat sau, mă rog, fiecare ce profesie are, se identifică cu acea cutiuță în care este, sau mai mică sau mai mare, și nu mai poate să gândească decât în termenii acelei cutii în care este. Deci, misiunea noastră, pe partea umană, după câte înțeleg eu, ține și de profesie. Ține și de niște abilități, niște talente sau, da, pe care le descoperim încet, încet. Da, acum când ce privește profesia, voi știți foarte bine, mai bine decât mine chiar, poate, că cei care sunt din generația noastră, în general au fost împinși de la spate să facă ceva anume, pentru că așa au vrut părinții. Acum, pentru a descoperi misiunea personală, și a reveni la subiectul, la întrebarea mea, de ce avem nevoie? Avem nevoie de o anumită libertate pe care să ne o acorde familia, ca să ne redescoperim pe noi și să aflăm de ce suntem aici și cu ce scop am venit pe lumea asta? Când punem întrebările așa cum l-ai pus tu, Codruța, suntem iarăși prinși în viața asta fizică, cum zice Ozana, societatea, familia și tot ce ne înconjoară în plan fizic. Ca să putem afla răspunsul, este important să ieșim din planul fizic, din cutiuța în care trăim fiecare viața lui zi de zi, deci în tridimensionalul ăsta, și să ne raportăm la acel plan de unde venim de fapt ca și suflete, ca și spirite. Deci noi venim în corpul fizic, în această viață fizică, dar venim cu o misiune dată de Creator. Deci, practic, ca să putem într-adevăr să identificăm și apoi să exprimăm această misiune personală, fără a ne raporta la planul divin, la planul Universului, la planul Creației Supreme, în care și eu fac parte din acest plan și să-mi asum, deci este un proces personal, fiecare cât dorește să descopere la el și să poată manifesta. Deci fără această raportare rămânem la misiunea umană, adică o carieră, o familie, o casă și cam atât. Bine, și atunci de unde știm că suntem în misiunea cu care am venit sau o îndeplinim? Adică noi venim cu o misiune, dar în momentul când ne carnăm în trupul pe care îl avem, nu mai știm neapărat, nu ne aducem aminte de tot planul divin care ne trimite aici cu un scop. Până la urmă, scopul este misiunea?
Să răspund imediat. Deci noi folosim foarte des sau destul de des cuvântul suflet, scopul sufletului sau mi-e sufletul tulburat, mi-e sufletul împlinit. O altă expresie este sufletul știe. Sufletul știe, său știe, dar cum spunea Anișoara, nu prea există înțelegerea adâncului acestei expresii, sufletul tău știe. Că nu a fost învățată, n-a fost prezentată pe niciunde. Din punctul meu de vedere, este o diferență relativ fină între misiune și scop. Și de fapt sunt trei elemente. Este misiune, scop și viziune. Și uite, eu o să-ți dau un exemplu la noi. Și anume, la noi am început toate programele Be Iubi Free cu intenția de a arăta oamenilor că pot să trăiască și altfel și că lumea, viața poate să fie mult mai bună. Acesta este scopul nostru. Și după aceea ne-am dat seama că, de fapt, misiunea noastră este să trezim sufletele. Să trezim sufletele la adevărata libertate, la acel ceva, la acea scânteie care este în fiecare din noi și pe care nici nu știi cu aici, nici nu înțelegi. Iar viziunea pentru noi a venit după prima sesiune din programul în misiune, după ce ne-am lucrat și noi din temele pe care le-am prezentat participanților. Și a venit pur și simplu așa, inițial a venit ca o temă, deci ne-am pus noi niște întrebări. Ok, cum putem să dăm mai mult din ceea ce știm, cum putem să ajutăm mai mulți oameni? Și de acolo am lucrat niște teme legate de blocaje, pe care a venit o altă temă pe care după aceea am transformat-o noi în viziunea noastră. Și viziunea noastră acum pentru ceea ce facem cu programele Be Iubi Free, eu și cu Anișoara, este să devenim numărul 1, opțiunea numărul 1 pentru toți cei care caută soluții. Deci nu pentru toată lumea, ci doar pentru cei care caută soluții. Și numărul 1 pentru că ni s-a tot spus în nenumărate rânduri din cei care sunt în programele noastre că e ceva diferit la noi și că efectul, rezultatele sunt palpabile și sunt se văd îmbunătățiri în viețile oamenilor. Pentru că noi mergem cu un concept de spiritualitate practică. Deci nu hai fă o meditație, hai fă o afirmație, să mă rog, fiecare ce înțelege, sau până la urmă și o rugăciune, sau mă rog, ci pur și simplu lucrează cu tine într-un mod structurat, din două puncte de vedere, conștiință și energie. Deci mergi pe ambele împreună. Noi lucrăm cu energetic empowerment, dar mă rog, până la urmă sunt și alte instrumente, astfel încât să dai la o parte tot ce nu mai are sens pentru tine și să înlocuiești cu ceva ce are sens pentru tine. Asta e, de fapt, spiritualitatea practică și cu fiecare ceva cu care faci, vezi rezultate și viața ta se îmbunătățește. Deci aici este scopul nostru, este să nu să aducem bucurie și lumină în viața oamenilor, ci să îi ghidăm pe ei să găsească bucuria și lumina și împlinirea care sunt deja în ei. Nu ce super sună asta, da. Revin la întrebare. Cum pot eu, de exemplu, să-mi dau seama dacă sunt în misiunea cu care am venit pe planeta asta? Răspund eu, sper să nu se mai întrerupă. Nu că a existat așa o continuitate, am văzut că s-a întrerupt și Ok. Ozana repede a luat în mâinile ei frâiele subiectului și Perfect, da. l-a dezvoltat, da. Noi ne-am obișnuit cu surprizele Universului când se mai întrerupe. Și când suntem împreună, da. E minunat pentru noi. Dar oricine poate să-și dea seama. Noi nu știm dacă în afara programului, adică puțin probabil ca, dar nu înseamnă că nu se poate. Semnul major este dacă permanent ai sufletul împlinit, în bucurie, ești în armonie cu toți oamenii, nu judeci, nu critici și totul îți vine cu ușurință în viață.
Deci cam asta ar fi așa semnele pe care noi l-am identificat pe calea misiunii proprii și ești într-o expansiune continuă. Deci practic nu stagnezi, nu, nici nu există stagnare, că universul continuu se expansionează și noi odată cu el, numai mintea noastră crede că rămânem acolo în același loc. Există o revoluție, o involuție. Deci practic sufletul fiind de origine divină, el se expansionează odată cu universul dacă noi oamenii îi permitem să facă lucrul ăsta, însă noi neștiind sau neexistând această posibilitate până acum să ne punem atenția pe suflet, pentru că de ce să nu recunoaștem, omul și-a pus atenția pe partea materială pentru că s-a trăit greu înainte și a dorit să aibă tot ce este necesar material. Însă urmează și suntem în etapa în care descoperim această parte, zona a ființei noastre, care este partea nevăzută, energetică, sufletul, spiritul, deci tot ce ne conectează cu universul sau cu creatorul, fiecare îi spunem oricum. Codruță, eu aș vrea să-ți dau un exemplu când nu ești în misiune și crezi că ești în misiune. Te rog. Pentru că acolo am fost eu cu businessul. Deci când lucram cu antreprenorii și pot să spun cu recunoștință că am avut un număr impresionant de oameni prin diversele programe și masterclass-uri pe care le-am ținut, undeva pe la 60.000 de antreprenori, existența în devenire. Și mergeau lucrurile, era activitate, intrau și bani și ieșau, mă rog. Am crezut că misiunea mea este să sprijin 1 milion de antreprenori și am spus lucrul acesta de N ori. Doar că acea misiune, în ghilimele, era făcută din minte, nu din suflet, era gândită. Ok, ce știu să fac, toate elementele respective. Și credeam că sunt acolo, iar diferența majoră a făcut-o faptul că atunci când eram acolo, munceam foarte mult. Și veneau, se întâmplau lucrurile, dar cu greutate și cu luptă. Acum, fiind în misiunea sufletului meu, tot ce fac cu Anișoara este cu ușurință. Avem chef să facem, nu avem chef să facem. Uite, de exemplu, ieri eu am fost pur și simplu cu prietenul meu o excursie de o zi, în mijlocul săptămânii, că de-aia n-am făcut ieri anumite lucruri. Pentru că așa s-a nimerit, așa am simțit, am zis, ok, închid calculatorul și plec. Lucrul ăsta nu-l puteam face când eram în misiunea de antreprenor pentru antreprenori, gândită cu mintea. Că aveam tot felul, eram încorsetată, restricționată de diversi factori. Acum aici nu mai avem absolut nicio restricționare. Se întâmplă lucrurile cu ușurință de la sine. Dacă ne vine o idee și are sens, o punem în practică cu ușurință, dacă nu are sens, o amânăm sau pur și simplu pleacă. Am deci asta e marea diferență. Ușurință versus luptă. Exact. Deci în momentul în care faci ceva cu ușurință, eu sunt pe calea misiunii mele, eu m-am lămurit. Da, în ce mă privește, m-am lămurit. Că eu fac emisiunile astea cu foarte multă ușurință și restul activităților pe care le am, le fac cu mare drag și fără niciun fel de stres. Și cum spui tu, da, și eu îmi permit să-mi iau liber când, așa, un moment de al meu, pentru mine, fără restricții. Ce mișto ideea. Numai să știi că cei care ne urmăresc, cei care sunt, cum zici tu, încorsetați de societate și de situația pe care o au, o să devină un pic invidioși pe noi. Să zică, dar eu nu pot, că eu trebuie să merg la job, eu trebuie să merg la întreprindere, la firmă, să fac, trebuie să stau 8 ore. Cum să-mi iau eu liber când simt eu nevoia să fac ce cere sufletul? Cum pot oamenii ăștia care probabil că au niște restricții în domeniul ăsta libertății personale, cum pot să se simtă bine și să simtă că fac ceva cu mare plăcere și cu ușurință? Eu aș ridica o minge la fileu Anișoarei să răspundă. Fiecare om are alegere în fiecare moment. Deci poate acel om să aleagă să se supere pe viața lui sau pe noi că ne vede așa încântate și fericite, sau poate să înceapă să-și pună întrebări.
ca să înceapă să găsească soluții. Anișoara? Da, tu ai venit cu o variantă, Codruț a venit cu varianta cealaltă. Hai să îmbinăm ambele variante. Deci prima dată, Codruța, tu ai zis cum pot oamenii care ne privesc pe noi să trăiască și ei bucuria asta a fi fără restricții, ai spus tu. Noi nu am intrat în libertatea asta în a fi fără restricții cu primul pas sau cu al doilea sau cu al treilea. Această libertate și în a fi fără restricții a venit pe cale pe măsură ce noi ne-am ascultat sufletul și am făcut acțiunile potrivite, alegând de fiecare dată să îmbinăm ceea ce noi deja știm și prezentăm în programul Fiind Misiune. Deci este un proces și este destul de mult de explicat ca și informație pentru ca cei care ne privesc să înțeleagă pe deplin. Dacă doresc să simtă ceea ce simțim noi, să trăiască cu ușurință, să lucreze în armonie tot ce am povestit până acum, atunci e nevoie, exact cum a spus Ozana, să-și pună întrebări și să gândească ei pentru ei cum ar fi dacă ar face alte alegeri sau ce alegere aș putea să fac. Sau alegerea, de exemplu, de a vedea cei cu programul ăsta să fie misiune. Deci sunt multe alegeri pe care oamenii le au la dispoziție. Noi toți avem permanent o paletă mare de alegeri, dar mintea noastră, așa ne-am educat-o și așa trăim majoritatea acum, în a urmări doar ceea ce cunoaștem deja. Adică ne este cam teamă de ce ar putea fi. Și aș mai completa ceva. Naturalul omului, așa cum e acum, fără să lucreze cu el și fără să, mă rog, să înțeleagă anumite lucruri, este mult mai ușor să-l invidieze pe ălălalt, să dea vina pe unul și pe altul, să zic, oh, eu sunt oropsit de soartă, oh, eu trebuie să fac aia, trebuie să mă scol la 7 dimineața în fiecare sau la 5 dimineața în fiecare zi să merg o oră până la serviciu sau nu știu ce. E firescul majorității actuale. Ca să te duci să trăiești viața asta frumoasă de care noi tot povestim și pe care noi deja o trăim, e nevoie să te observi pe tine și să ieși de acolo, să faci altceva. Că ce ai făcut până acum e clar că te ține unde ești. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să schimbi. Înseamnă că în momentul în care noi facem lucrurile cu ușurință și cu dăruire și cu plăcere și cu bucurie, suntem pe drumul cel bun în a ne descoperi misiunea. Cum ne căpătăm sau cum își pot căpăta oamenii, cei care ne urmăresc sau cei care sunt interesați, cum își pot căpăta claritatea în a descoperi misiunea pe care o au? Că e vorba de cea umană întrepătrunsă cu cea divină, depinde fiecare cum vede. Cum se face asta? Mă din punctul că meu de vedere e destul de dificil să răspunzi la întrebarea asta dacă nu intri în program, pentru că noi exact cu asta începem prin a lucra energetic să dai la o parte lipsa de claritate legată de misiune. Și dacă dai la o parte, mă rog, nu dai la o parte, că transformi, dar dacă scapi, în ghilimele, de lipsa de claritate, atunci claritatea începe să vină. Eu altfel nu știu să răspund la întrebarea asta. Anișoara? Claritate, da. Când spunem claritate, e claritatea minții sau a sufletului. Deci să simțim clar sau să gândim clar. Cu mintea nu putem gândi despre suflet, pentru că sufletul se simte și atunci e nevoie să avem această conexiune în noi, iar ca să o simțim, să îi percepem mesajul, să îi percepem ghidajul interior, atunci e nevoie într-adevăr să parcurgi câțiva pași, un proces sau programul sau alte programe, nu știu că ce e pe piață, în care să începi să-ți simți această claritate a sufletului tău. Pentru că nu prin minte, adică nu mintea este cea care spune, gata, misiunea ta este să fii, nu știu, regizor de film sau știu ce. Este o abilitate sau o mișcare a sufletului tău care te duce către a face pașii potriviți pentru a simți și
evident, a se manifesta cu adevărat misiunea ta. Sunt mesaje ale Universului, deci sunt foarte multe pe care orice om e nevoie să înceapă să le identifice, pentru că atunci când spunem dimensiunea asta a sufletului, este vorba de a înțelege și conectarea noastră cu viața, cu tot ce există, cu Universul, că nu suntem suflete separate, credem noi că suntem în cutiuță, așa cum a spus Ozana, dar cutiuța este mentală, sufletul nu stă în cutiuța noastră mentală, el este expansionat, este cu mult mai vast, este chiar multidimensional, ne spun oamenii de știință acum. Deci, este nevoie să percepem, să înțelegem, să accesăm cu mult mai mult decât am fost educați, învățați sau fiecare cât a putut să acumuleze până în momentul ăsta, legat de a-ți împlini misiunea, a-ți ști scopul sufletului. Deci, până la urmă, e vorba despre atenția pe care trebuie noi să o focusăm spre ceea ce vine din interior sau semnalele care vin de la Creator. Poate fi definită asta ca o intuiție, adică să ne lăsăm voie, intuiția, și să fim atenți la ce ne transmite ea. Putem, da, putem foarte bine să spunem că este intuiția, dar asta în măsura în care te-ai ghidat an bun după intuiția ta. Adică intuiția este acel al șaselea simț al nostru care ne ghidează atunci când noi îi permitem să fim ghidați. Majoritatea oamenilor nu permit intuiției, adică le este teamă să facă pasul sau să acționeze conform mesajului interior. Pentru că nu întotdeauna el este logic. Și spun asta pentru că eu sunt intuitivă și așa am trăit și nu înțelegeam partea logică a vieții mele. Deci eu m-am lăsat ghidată după intuiție toată viața. Și pot spune că de multe ori nu are logică. Deci intuiția, glasul ăsta, ghidajul ăsta al intuiției, nu întotdeauna bate cu logica minții, adică nu e pe aceeași frecvență. De ce? Pentru că mesajul vine dintr-un alt plan, vine din planul divin, iar tu dacă ai încredere să faci acel pas, îl faci. Dacă nu ai încredere în intuiția ta, nu vei face. Și Uite, atunci pierzi. da, te rog, scuză-mă, iartă-mă că te-am Da. întrerupt. Spuneam că pierzi această înșiruire a pașilor, că a fi misiunea ta, faci pașii, nu faci un singur pas, e o cale, e un proces continuu și astfel pierzi tu, întrerupi practic pașii pe care ar fi necesar să-i faci. La tine cum funcționează intuiția, Ozana? La mine acum Acum. funcționează, dar vreau să spun că m-am bătut, dacă aș putea spune, cu intuiția asta sau, mă rog, cu lipsa intuiției toată viața. Inițial nici n-am înțeles că există așa ceva, că la mine era doar logică, doar minte și atât, că asta am știut, acolo am fost instruită. Și când am înțeles că există ceva care se numește intuiție și că ar putea să fie bine, m-am început și eu să mă uit să caut, dar nu mi-ieșea de niciun fel. Și nu mi-ieșea pentru că n-am devenit omul care să poată să se ghideze, să fie lăsat, să se lase ghidat de intuiție. Și iarăși, ca să devii omul, e un proces. Nu faci așa, gata, zici, gata, de mâine fac intuiție, mă duc la un curs de 3 zile și m-am făcut intuitiv. E o transformare pe care ai nevoie să o parcurgi. De asta te-am întrebat, pentru că eu te știu pe tine o tipă extrem de rațională, care gândește foarte mult și, în general, oamenii raționali nu prea se uită la partea intuitivă sau la partea cealaltă. Dar tu ai avut parte în viața asta a ta, de când, mai ales de când o cunoști pe Anișoara, după câte am înțeles, de o transformare majoră. Ai devenit un alt om, care, da, rămâne cu raționalul, pentru că are nevoie de el în ce faci tu, dar ești omul care ai devenit atent și la altceva. Da, că mi-am dat seama că cum îmi trăiam eu viața și doar cu mintea, nu mai făceam față și doar gâfâiam și doar mă luptam și mă chinuiam și sufeream și eram dintr-una într-alta probleme. Eu mi-am dat seama de îmbinatul logicii și cu emoția de când făceam partea de business. Și mi-am dat seama și le spuneam oamenilor când îi învățam să-și facă sales funnel, mecanismele acelea de promovare online, că ai nevoie să îmbini logica și cu emoția. Dar la momentul ăla știam ca informație și ca la nivel mental și
învățam eu cum să le fac, dar tot de aici învățam. Și doar când am început să lucrez cu Anișoara, de fapt nu când am început, ci la un moment dat după ce am lucrat deja cu Anișoara, am ajuns să fiu și să ajung să unesc cele două și să pot să le combin și să mă folosesc până la urmă și de minte și de suflet. E pur și simplu, se face printr-un proces de transformare. Nu ai cum să înveți și n-ai cum să zici gata, de mâine sunt intuitiv sau de mâine fac nu știu ce, că nu poți. E un proces de durată și prin exercițiu ajungi la, să, nu știu, la atenția focusată, cum spuneam, spre intuiție. Eu aș spune că nu doar prin exercițiu. Exercițiul este bun, dar dacă te duci doar să faci partea de exercițiu, și asta am făcut eu, am fost la cursuri de intuiție, de, nu magie, dar mă rog, de tot felul de chestii, de astea, spontaneitate, cum se zice, și altele, nu mi-au ieșit. Până când am lucrat cu Anișoara energetic, să transform energia din mine, eu n-am reușit. Și am făcut exerciții o grămadă. Și am avut și coach, am avut și sesiuni private să mă conectez cu sala, să fac o grămadă de lucruri. Mie nu mi-au ieșit. Deci, până la urmă, despre asta e vorba. Este vorba despre o transformare energetică. Foarte fain. Foarte fain. Și când faci transformarea energetică, e foarte simplu. Anișoara a spus, păi eu caut misiunea de acum 100 de ani sau nu știu de cât a zis ea, și eu am crezut că sunt în misiune acum 5 ani, mă rog, mi-am căutat-o acum 10 ani și am găsit-o cu business-ul. N-aș vrea să lăsăm senzația oamenilor că e un proces care durează atât de mulți ani. E un proces de care durează atât de mulți ani dacă nu știi ce faci. Și dacă n-ai instrumentele potrivite și dacă mergi pe bâșbâită din curs în curs sau din video în video aleatoriu. Dar când ești structurat, și noi de asta facem, am făcut programul în 2 luni, cei care sunt în program în 2 luni, noi asta le-am promis și asta livrăm, că ajung să fie pe calea misiunii lor. Pentru că am luat tot parcursul ăsta de 10 ani la mine, 20 la Anișoara sau câți au fost, și le-am pus împreună pas cu pas structurat, astfel încât în 2 luni să poți să ajungi acolo. Ceea ce e, din punctul meu de vedere, e o mare realizare. Eu îmi doresc să fi avut acest program când eram eu în căutări înainte. Oricum, nu e prima dată când spun asta, dar vreau să o repet. Mie îmi place foarte mult felul cum conlucrați voi, cum vă completați una pe cealaltă și chiar ies lucruri absolut speciale din munca voastră și din felul cum le gândiți și le concepeți. Mai am o curiozitate. Ați vorbit la un moment dat despre identitate. Și ați pus o întrebare celor care participă la program: din ce identitate își trăiesc viața? Ce legătură are identitatea sau conștientizarea identității tale ca om în identificarea misiunii tale? Da, e o întrebare foarte bună, Codruța, pentru că nu gândim sau nu în viața de zi cu zi gândim aspectul ăsta, din ce identitate îmi trăiesc eu viața și posibil peste câțiva ani să termine viața și mă gândesc oare am trăit-o sau ce am făcut. Sunt mulți oameni pe traseul ăsta, da? În care își pun întrebarea abia când este prea târziu. La ce se referă identitatea și de ce este important? Păi noi, pe ce ne focusăm, de exemplu, o să iau exemplu, da? Dacă sunt mamă și am 3 copii și grija mea și atenția mea și energia este pusă pe îngrijirea copilor și în a fi mamă, predominant, să spunem, îmi manifest această identitate de părinte, de mamă. Și atunci energia mea este acolo, îndreptată acolo, doar să fiu mamă, pierzând din vedere multe alte aspecte ale ființei umane, că nu sunt, nimeni nu este doar mamă sau nimeni nu e doar antreprenor. Dacă, să spunem, este antreprenor, bărbat, femeie, nu contează, de dimineața până noaptea târziu, de regulă, antreprenorii își pun energia acolo. De ce? Pentru anumite plusuri pe care fiecare le contorizează în felul lui. Toată energia sufletului tău este pusă acolo, adică energia ta, mentală, emoțională,
acțiunile, tot ce faci, fără a te întreba dacă celelalte identități, adică dacă să spunem că ești antreprenor și pui energie maxim pe a-ți merge business-ul și e normal, e firesc, adică nu e ceva greșit aici până nu-ți pui întrebarea în acest mod, sunt multe aspecte care suferă în sufletul nostru, ale ființei noastre. Și îți dau exemple. S-ar putea ca relația cu părinții să fie o relație în care te vezi doar de Paști și de Crăciun și doar atunci pe fugă. Ceea ce mai târziu are efecte în suflet, adică sufletul rămâne curând, ceea ce nu înseamnă un suflet împlinit. Poți să n-ai timp pentru copiii tăi, cresc copiii și nici nu știi când au crescut, îți dai seama în câțiva ani, dar când au crescut copiii, că deja sunt la, merg la facultate sau se căsătoresc, a trecut timpul prea repede. Ai aspecte în ființa ta care sunt neîmplinite. Corpul tău se deteriorează, îți dai seama după 50 de ani când deja el îți arată ce ai făcut, cum te-ai comportat cu el, stai puțin că eu am trăit sub stres și acum sunt stresat chiar dacă sunt liber, la pensie sau am bani sau sunt investitor, pentru că stresul ăla ți-a mâncat așa, ți-a ruginit interiorul tău. Și acest aspect, această identitate, adică tu nu ți-ai conștientizat corpul fizic, viața din tine, pe deplin, că nu suntem doar antreprenorul, doar mama, doar copilul, doar cu ce ne identificăm noi predominant. Deci la asta ne referim, sunt întrebări pe care ți le pui numai dacă, să spunem, conștiința ta percepe ființa ca întreg. Eu aș vrea să duc ideea puțin mai încolo, Codruța. Important, este foarte important să-ți pui întrebarea, ok, din ce identitate îmi trăiesc eu viața, dar nu are sens să te oprești doar acolo. Important este să continui și să-ți pui și întrebarea, ok, din ce identitate are sens să-mi trăiesc viața și să faci și trecerea. Și vreau și eu să completez ce a spus Anișoara cu dezechilibru, că pui atenție pe un client al meu, de exemplu, avea atenție 100% pe business, pentru că își trăia viața 100% din identitatea de antreprenor. Și era atât de ocupat că nu mai avea timp pentru copii, pentru familie și relația deja scârțâia, copiii se plângeau că tata nu-i cu ei și, cum a spus Anișoara, pui atenție într-o parte, neglijezi altă parte. Când a înțeles lucrul ăsta și a transformat din, hai să zicem, a redus identitatea de antreprenor de la 100% la 80% și a adăugat 20% identitate de tată și soț, instant, el n-a mai simțit nevoia să se mai ducă la birou toată ziua și să petreacă tot timpul doar pe business și a adus echilibru între timpul petrecut la birou și timpul petrecut cu familia și s-a echilibrat și s-a ajustat și relația cu soția și cu copiii. Și acum toată lumea e fericită. Doar pentru că a făcut această mică modificare de identitate de 20%. Și nu e greu. Deci lucrul ăsta poți să-l faci în 10 minute. E foarte tare asta și să știi că sunt convinsă că le dăm mult de gândit celor care ne urmăresc, pentru că puțină lume s-a gândit din care identitatea sau din ce identitate trăiește. Foarte interesant, foarte interesant. Și eu mi-am pus problema asta după ce am văzut acea parte din program în care ați vorbit despre asta. Foarte mișto și mă bucur că am adus vorba despre asta, pentru că, uite, clarificăm niște lucruri la care, sau vă spun, la care puțină lume se gândește așa pur și simplu. Dar uite că vouă v-a venit ideea asta din experiența personală și ați transformat într-o concepție și o abordare că rar întâlnită. Cum ne dăm seama că suntem în misiunea noastră umană și în același timp o deplinim și pe cea divină? Da, în felul cum ai pus tu întrebarea, nu are sens. Ok. Da. No, se mai întâmplă, ce să zic. Scuză-mă. Nu e problemă. Pentru că întrebarea era așa, cum îmi dau seama că eu sunt în misiunea divină și dacă mi-am împlinit misiunea umană, că de fapt neîmplinind misiunea umană, nu prea ți se deschide partea divină.
Oh. Pentru că partea de misiune divină înseamnă scopul sufletului, cu ce m-a trimis pe mine Dumnezeu să împlinesc aici, să aduc beneficiu, să spunem, în lumea în care trăim, că toți beneficiem de ceea ce ceilalți manifestă, da? Nu trăim doar noi, da? Beneficiem de progresul din tehnologie, avem ușurință în a găti, în a, în tot felul, da? Ozana, te rog să preiei tu. Iarăși. Da. S-a blocat? A, S-a blocat. ai revenit și o să te rog să continui. Bun. Spuneam că este acest ceea ce noi, fiecare dintre noi, avem de adus în lumea asta, deci ce aducem către ceilalți, dar ce aducem către ceilalți nu se referă doar la un serviciu pe care îl faci tu pentru că așa ai învățat. Ca să ajungi la a identifica misiunea divină, e nevoie să deschizi sufletul care să fie în armonie și în pace. Deci, practic, pe acest fundal de pace și armonie interior din tine, reușești să primești acest ghidaj. Dacă tu ești în conflict, să spunem că ești în conflict cu fratele, deci vorbesc de partea umană. Partea umană ce înseamnă? Relațiile pe care le avem, toate relațiile de parteneriat, de iubire, de familie, înseamnă profesia, deci cum anume ne câștigăm traiul, deci partea asta toată înseamnă parte umană, da? Tot ce înseamnă uman. Plus tu ca și corp, sănătate. Ei, dacă ai astfel de conflicte, dacă ai invidii, cum ai spus tu, dacă nu te înțelegi cu mama, cu tata, sau poate au murit și ai rămas cu tot felul de răni, nu ți-a lăsat moștenire, știu eu ce, tot felul, ei, toate aceste, să spunem, energii tulbure în sufletul tău, care tulbură sufletul tău, este ca o apă, gândește-te, dacă un lac tot timpul e tulburat de ceva, niciodată nu o să poți vedea frumusețea cerului oglindită în lacul ăla, dacă mereu ceva îl tulbură. Nu, da? Sufletul este ca acest lac care e nevoie să fie limpede ca să poată reflecta cerul, deci să putem să descifrăm de acolo, să avem viziunea, să avem ghidajul sufletului. Deci, practic, a face pace, armonie, deci a încheia, că asta înseamnă misiunea umană și sau a fi pe cale să o închei, că nu neapărat o încheiem pe parcursul vieții, dar să fii conștient de ea, asta ajută să deschizi zona sufletului și să-ți identifici partea de misiune divină. Codruța, eu aș merge un pic mai în detaliu cu explicațiile pentru unii oameni la fel de ignoranți cum eram eu acum 7 ani și aș fi zis, m-aș fi uitat la nișoara zi, oh, ok, frumos, dar ce fac eu cu chestia asta? Deci, ideea este că acea relație neîmplinită cu mama, cu tata sau de care a vorbit anișoara este, de fapt, o misiune ori umană, ori neasumată, ori asumată și nefinalizată. Și fiecare dintre noi avem 2, 3, 5, 10 misiuni umane pe care unele ni le asumăm, unele nu, unele recunoaștem, unele nu le recunoaștem. Și atâta timp cât stai acolo în apa tulbure, adică cu aceste misiuni neînțelese, neasumate, nerezolvate, e foarte greu să te duci la misiunea sufletului, la misiunea divină. Deci, practic, e nevoie să o iei cu începutul, să vezi întâi care din misiunile umane nu le-ai dat atenție sau n-ai știut ce-i cu ele, să ți le rezolvi ca să te deschizi către calea misiunii divine. Și eu îți dau un exemplu la mine, misiunea de soție. Eu nu mi-am asumat-o niciodată, deci am fost căsătorită 2 luni jumate și am divorțat. După ce m-am trezit căsătorită, am zis, Doamne, dar viața mea s-a terminat. Eu ce fac mai departe? Și în 2 luni jumate, gata, pa. După care am avut o relație în care nu m-am mai căsătorit, că am zis, nu mai vreau încă o prostie din asta. Am stat 12 ani împreună, a fost foarte frumos, ne-am iubit, am făcut un copil, am avut o viață frumoasă împreună. Ultimii 2 ani au fost mai... și din ce în ce mai rău până când ne-am despărțit. E, acea despărțire s-a produs pentru că eu nu mi-am asumat misiunea de soție în acea relație. Cu
hârtie sau fără hârtie, nu contează din punctul meu de vedere. Și neasumându-mi acea misiune de soție și neducând-o până la capăt, n-am putut să fiu nici în misiunea sufletului și m-am dus în misiunea de business, care eu am crezut că e ce e și ce trebuie să fie. Și cumva m-am lăsat păcălită până la urmă în acea misiune. Nu zic că și aia a avut scopul ei și mi-e minunat că am trecut acei pași, că am învățat multe. Dacă n-aș fi făcut bucata aia, n-aș fi putut acum cu anișoara, n-aș fi avut abilitățile acum cu anișoara să facem atât de repede toate programele, să le marketăm, să le toate cele, ceea ce am învățat în partea de business. Dar ideea e că neasumându-ți bucățele de ceva, adică misiuni umane care sunt mai mici sau mai mari sau mai importante sau mai puțin importante, e, nici nu-ți dai seama că există altceva. Mi-ai dat acum iar de gândit că până la urmă avem mai multe misiuni în viață. Asta era următoarea întrebare. Un om are mai multe misiuni în viața asta și tu ai răspuns acum oarecum. Nu m-am gândit nici acum că, niciodată până acum, că fiecare om are o misiune. Uite, misiunea de a fi un părinte bun, misiunea de a fi un, nu știu, un profesionist bun, care e cu totul altceva, să fie, nu știu, un prieten bun. Și asta e o misiune? Să fie un bun contributor, dacă vrei, în societate, adică poți să faci lucruri pentru societate, dar voi vorbeați și despre ceea ce poți să faci pentru comunitate, pentru planetă, chiar pentru univers. Deci trebuie să ne asumăm toate chestiile astea ca să ne dăm seama că avem mai multe misiuni. Foarte interesant, foarte interesant. Dar atenție, nu toată lumea le are pe toate. Fiecare are ce are. De asta e important să vii în program, să mă rog, într-un program de adevăratare care te ghidează și te ajută să descoperi care sunt ale tale și care nu. Că iarăși, uite, am avut o altă clientă care lucrase mult cu ea, era un om foarte spiritual și foarte capabil să facă multe lucruri și care s-a dus o lună de zile pe la toate spitalele și pe la toți doctorii cu durere de cap și era, nu mai putea să se mai miște. Când a venit la mine, zice, băi, ajută-mă că mai pot, nu îmi dă nimeni de cap, nu știe nimeni ce durere am. E, ce era, și s-a rezolvat durerea așa în 10 minute. Își asumase prea mult. Deci misiunea ei era, să zicem, un cerc și așa asumase și cercul ăsta, dar și cercul ăsta, care nu era al ei. Și cum, cum facem diferențierea? Să știm din toate rolurile pe care... Că noi toți avem roluri în lumea asta. Așa cum, na, rol de părinte, rol de, nu știu, antreprenor, rol de prieten, rol de vecin, de, eu știu. Avem mai multe roluri, jucăm mai multe roluri pe scena vieții noastre. Dar cum identificăm care dintre ele fac parte din misiunea noastră? În programul în misiune. Da, noi chiar în prima sesiune a programului asta lucrăm, de fapt. Codruța, sunt întrebări, e nevoie ca fiecare să-și răspundă la întrebările proprii. De ce o sesiune de câteva ore? Noi o avem de două ore, dar de fapt depășim de cele mai avem, multe ori. Cred că mai avem așa vreo 5 minute la dispoziție. Aș vrea să vă rog pe voi să mai ne spuneți ceva la care eu nu m-am gândit despre misiune. Eu aș pune o întrebare tuturor celor care ne privesc acum sau urmează. Și întrebarea ar fi dacă își doresc, dacă le place ca ei, copiii, nepoții lor să trăiască în pace, în armonie, așa să aibă tot ce au nevoie, pentru că de aici pornim. Deci dacă toți tânjim și de fapt sufletele noastre spre asta tânjesc, toate sufletele, că ele la origine de aici vin, dacă îți dorești asta, atunci e nevoie să începi cu tine, adică să te pui tu în ordine, să-ți afli tu scopul, să aduci tu pacea, să aduci tu armonia, pentru că nu poți să ceri din afară continuu să facă altcineva pentru tine. Deci noi ne-am asumat acest rol de a face în noi întâi transformarea asta și apoi să o ducem către ceilalți, ca fiecare să poată să trăiască exact așa, din pacea lui, din armonie, din abundență. Dar asta nu putem fără
fără a conștientiza că facem parte dintr-un alt plan mai măreț al ființei noastre și de a face pașii potriviți ca să putem aduce transformarea în viața proprie. Deci este o invitație pe care eu o lansez acum. Că bine zicea Mahatma Gandhi, fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume, exact. Nu? Exact. Da. Anișoara? Da. Ozana, adică. Ozana. Eu ți-aș spune discuția, mă rog, o bucățică din discuția pe care am avut-o ieri pur și simplu întâmplător cu cineva și i-am stârnit așa un pic interesul să vrea altceva și să înțeleagă că poate și altceva și că de fapt trăiește mult din ceea ce a moștenit genetic de la generații în spate și când a văzut că trăiește viața foarte asemănător și probleme pe care le-au avut părinții și bunicii le trăiește și el, zice, ups, a înțeles că e ceva. Și zice, bun, și cum fac? Și zic, măi, ca să faci o transformare ca lumea să trăiește într-adevăr bine din toate punctele de vedere și să fie efectiv viața frumoasă, ai nevoie de 3 ani. Noi avem un program fully alive, adică să trăiești viața din plin. Nu trebuie să aștepți 3 ani ca să ajungi să trăiești viața din plin, că după fiecare sesiune, după fiecare temă lucrată, încep să se întâmple lucruri și să fie mai bine. Și zice, dar oare eu sunt capabil? Și cred că întrebarea asta mulți și-o pun. Eu sunt capabil să trăiesc mai bine? Eu sunt capabil să fiu în misiune? Eu sunt capabil să-mi găsesc misiunea? Etc. Răspunsul meu nu este dacă ești sau nu capabil. Toată lumea e capabilă. Întrebarea este, de fapt, ai suferit suficient, te-ai săturat să trăiești cum ai trăit până acum și vrei schimbare în bine, da sau nu? Că dacă vrei schimbare în bine, îți asumi această călătorie. Dacă răspunsul este, e călduț unde sunt, e bine, hai că până la urmă nu e chiar așa de rău, rămâi acolo. Și nu progresezi, nu evoluezi și ajungi să trăiești degeaba și ajungi la bătrânețe să uiți în urmă să zici, parcă n-am lăsat atâta în urmă, parcă regret că n-am făcut aia, n-am regret că n-am făcut aia. Și asta e. Deci e o alegere personală până la urmă. Anișoara? Eu rămân la susțin ideea. Deci fără să facem o alegere conștientă și fără să ne asumăm pasul alegerii, adică exact, aleg altceva, aleg să am sufletul împlinit, aleg sau știu, să aflu de ce am venit eu pe planeta asta, pe Pământ în aceste timpuri. Deci dacă nu-mi pun întrebările, dacă nu aleg să fac ceva în sensul ăsta, într-adevăr nimeni nu face din exterior ceva pentru tine, că nu are cum. Deci fiecare alege pentru el și evident trăiește viața conform propriilor lui alegeri. Foarte mișto punctat. Suntem la final de emisiune. Vreau din partea voastră câte un cuvânt de despărțire pe care să-l adresați celor care în seara asta, uite, stau cu urechile deschise și cu ochii pe noi. Be you, be free. Fii tu însuți ca să fii cu adevărat liber. Anișoara? Îndemnul meu este să aleagă să trăiască viața din planul sufletului. Deci, practic, viața aceea împlinită. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru prezența din această seară. Mă bucur tare să ne revedem. Chiar dacă suntem în 3 puncte diferite ale eu cu Anișoara, ale țării, tu pe în altă țară. Dar mă bucur că, uite, cumva toată tehnologia asta ne oferă posibilitatea de a ne vedea ori de câte ori ne dorim. Da, da, Ozana. Încă un punct. Informația pe care am dat-o, cred, sper că este folositoare și utilă, dar de fapt ce face diferența este transformarea. Așa e, așa e. Vă mulțumesc, vă doresc spor în tot ce faceți, baftă. Eu sunt aici dacă mai vreți să vorbim și alte subiecte, pentru că tot timpul aveți câte unul extrem de interesant care chiar atrage atenția urmăritorilor emisiunii Câte în lună și stele. Vă mulțumesc cu recunoștință, sper să ne mai revedem curând și cu bine. Mulțumesc! Și noi. Și noi, la revedere! Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne urmăriți,
în fiecare seară de joi și sunteți foarte curios să vedeți care sunt subiectele pe care invitații mei le aduc în atenția voastră. Vă mulțumesc și vouă cu recunoștință pentru că sunteți aici și că ați fost și în această seară. Vă doresc o seară plăcută, o noapte liniștită și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare, tot într-o seară de joi. La revedere! Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.